Sănătatea comunităților și a mediului depinde de branșarea și recordarea a cât mai mulți dintre dumneavoastră la rețelele nou construite sau modernizate prin acest program. Prieteni, astăzi discutăm despre Cinematograful Copiilor. Este vorba de un proiect inițiat de fostul nostru coleg din presă, Marius Rus. Mă bucur tare mult că avem prilejul să ne vedem aici la Via Cluj TV. Te salut, Claudiu. Ce anume presupune acest proiect, Cinematograful Copiilor? Uh, prima dată aș începe cu sfârșitul. <laughs> Și anume faptul că acum uh, câțiva ani eu terminam cu fotografia comercială și implicit cu fotografia digitală, deci cu digitalul în fotografie. Iar puțin înainte de pandemie am redescoperit filmul iar în pandemie am descoperit uh, miezul cum s-ar spune uh, ceea ce înseamnă peliculă și anume uh, e vorba de diafilme, uh, în special aici pe, pe partea de, de diafilme Poveștile animate pentru copii. Să le spunem celor care nu știu ce înseamnă, ce înseamnă diafilmul. Diafilm, diafilmul este o succesiune de, de imagini, iar diapozitivul, pentru ca să facem diferența, este un stop-cadru. Mai exact, ar fi ca ca o poveste, ca un documentar. Sau să spunem așa, ca și cum ar fi din o postarea unei fotografii pe Instagram și postarea unui Reels. reels exact. Sunt da, da, filmele. da, 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 da. Asta fiind cu ușu, în unele cazuri chiar mai bine de 50 de ani. Bun. Uh, cum s-a transformat această pasiune a ta pentru peliculă în uh, proiect? Printr-o revenire, de fapt, pentru că eu în fotografie am, uh, am început uh, pe film. Realizând fotografii la sfârșitul anilor 90, pe film. Între timp a venit valul digitalului, am fost și eu, bineînțeles, acaparat de, de digital. Dar acum de, de curând am, am revenit pe, pe film pe diferite proiecte, printre care și pentru copii, și anume aceste povești animate. Și mai mult, nu mă mulțumesc. Dar de ce să, film? De de da. ce film? Îmi cer scuze că te, că te întrerup. De ce film? Digital este ce? mai ieftin. De ce, de ce peliculă? Da. Deoarece aici, din punct de vedere tehnic, aș putea să zic că adâncimea cromatică este mai deosebită iar uh, filmul te face să fii uh, um, hai să zic așa mai zgârcit și să nu uh, să nu declanșezi uh, aiurea să să vezi mai bine cadrul care te interesează De unde îți procuri filmele? Filmele de aici, din țară, din țară le aduc uh, și din Germania, chiar și din Anglia, dar există și la noi, există uh, cineva care comercializează filme, soluții, echipamentele necesare pentru și un de laborator. Le, le developez, developez într-un uh, război continuu cu soția mea în uh, baie. <laughs> Acolo am făcut uh, laboratorul, pentru că... Am nevoie de, de sursă de apă curentă și de aceea e nevoie. Și hârtia de, foto? De. Hârtia foto de unde, de unde o procur de la firma respectivă, de la magazinul respectiv, de la București sau chiar din Germania. Depinde pe ce, pe, pe ce lucrez, pe ce tip de hârtie. Am înțeles cum a renăscut această pasiunea ta pentru peliculă. Ok. Hai să revenim la proiect. Cinematograful copiilor. Da. Uh, acum Trebuie să fiu puțin sincer și să aduc în discuție anume faptul că în pandemie uh, m-am uh, rupt un piculeț de, de oameni deoarece făceam foarte multe excursii prin natură, acolo în apropiere de locul unde stau Uh, revenind, acum după pandemie, am regăsit oamenii, dar mai exact omuleții, adică copiii. Uh, am zis, hai să încerc și așa ceva, uh, cu o mare, mare emoție, azi vară, prin uh, iulie, am început acest uh, proiect, uh, făcând primele proiecții uh, pe un bloc în uh, Florești. Uh, spre surprinderea mea copiii din uh, zilele noastre și mă refer aici la o categorie de la un interval de vârstă la niște categorii de la 5 până pe la 10, 12 ani chiar au uh, am avut un succes deosebit și copiii au avut un, un interes foarte mare pentru uh, povești animate din anii, uh, anii 70-80 cam așa deci, eu, eu consider că ele sunt încă vii și trăiesc și sunt uh, chiar și pentru copiii din zilele noastre. Bun. Proiectul a evoluat, l-a dus din Florești la Cluj-Napoca. Exact, În da. ce fel? Uh, tot pe, pe aceeași uh, idee, dar va fi uh, îmbogățit să zicem uh, cu propriile povești, uh, ele încă nu au apărut pe, pe peliculă, sunt uh, doar scenariile făcute. Acum, uh, cu ocazia asta menționez că sunt în uh, colaborare cu două fete foarte uh, implicate, una dintre ele este la, la pictură în anul 3 uh, la UAD, iar cealaltă se va ocupa de partea de, de marketing, uh, Evodia și respectiv uh, Tabita. Bun. Ce se va întâmpla în aceste zile la, la Cluj? Uh, la Cinema Dacia, în Mănăștur, Uh, voi începe o nouă serie de povești animate, uh, data de 12 noiembrie, și până în uh, decembrie, respectiv în 22, va fi o serie de 10 episoade, în fiecare fiind uh, 3, uh, uneori 4 povești pen pentru copii. Uh, vreau să menționez că. Toate personajele din uh, aceste povești animate pentru copii sunt interpretate de mine. Ok. Cele 10 episoade uh, da. au loc când anume în weekend în timpul săptămânii? Uh, mai tot timpul în, în weekend dar uh, au fost uh, și zile din, din weekend când la cinema Dacia nu era disponibil și atunci am pus uh, de comun acord cu cei de la Cinema Dacia, a vinerea, a într-o zi de joi. Unde Dar... pot să fie găsite date despre aceste proiecții, orele la care uh, sunt este, programate? Este pagina celor de la Cinema Dacia, site-ul lor și uh, Facebook pagina de Facebook a mea. Bun, cât costă intrare la aceste proiecții? Mai nimic. asta însemnând gratuit e un proiect foarte foarte frumos. Îți ținem pumnii să-l duci cu bine la bun sfârșit Îți și, și într-adevăr, iată că poveștile copilăriei revin la viață în acest mod inedit. Aș vrea treabă. să mai menționez ceva. Eu cu acest proiect am pornit la drum în ideea că acum Există atâtea desene animate în zilele noastre, la televizor, pe internet, etc. Uh, dar am venit cu acele desene, bine, poate un piculeț cu ideea că sunt demodate, dar nu au fost deloc demodate uh, și le-au plăcut copilor. Dar ideea de bază pentru care am venit cu ele, uh, pentru ca să le mai arătăm copiilor Puțin și din alte vremuri și să încercăm să înfrânăm un avânt al uh, unor informații poate un piculeț prea agitate din zilele noastre și care agită pe copii. E o idee foarte originală. Mulțumesc tare mult pentru prezența în această emisiune și mult succes. Și eu vă mulțumesc vouă. Wow. Prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru faptul că ne-ați urmărit. Ne vedem pe net.